Voi, scorpionii sau cu ascendentul scorpion, intrați într-o săptămână cu numărul 26, tulburătoare, bine să spun, ușor obositoare, mai ales în ceea ce privește gândurile, ideile, mamă ce e în mintea voastră, ce zbor, de, ce stol de păsări trece acum prin gândurile voastre, ceea ce vă obosește, vă ispitește ceva. Vă ispitește un risc, un pericol, să vă jucați un pic cu focul, să vă jucați un pic cu pericolul. Lilith, care schimbă vibrația, intră într-o zonă bizară pentru voi, este casa 12. Lilith are o relație mai specială cu voi, se simte bine la voi în zodie, ca atare în martie va ajunge zodia voastră și vă va da multe aturi și avantaje vouă. Dar acum s-ar putea să bage strâmbe, îmi vine să spun. Stolurile alea care încep să vă treacă prin minte sunt tot felul de gânduri, dar care nu vă reprezintă. Frici, nesiguranță, oboseală, griji, stres, bătaie de cap, întrebări existențiale. Vă doare capul, probabil, din multe puncte de vedere. Oboseală. Sigur că veți găsi soluții, nu o să rămâneți blocat în sufocarea asta de gânduri, dar parcă e un prea mult dintr-o dată și evident nu doar Lilith este vinovată de asta. Poate e o perioadă cu multe examene și deci trebuie să umblați prin mintea voastră, să scoateți de acolo informații, poate e o perioadă cu multe călătorii, drumuri, activități, sarcini, responsabilități. Fiind un prea mult acolo, există și riscul să greșiți, există riscul să bagatelizați, să ziceți, e ușor și să nu fie ușor. Nu vă puteți concentra suficient, parcă aveți probleme la serviciu, dar mintea vă e acasă. Aveți probleme acasă, dar mintea vă este la serviciu. Parcă nu vă puteți corela pe o lungime de undă. Gândul vă e într-un loc, mintea vă este într-un loc, sufletul vă este într-un alt loc și nu se pupă cele două. O problemă sentimentală nu vă lasă să vă concentrați la un examen. Un eșec la serviciu vă aduce nervi acasă. Cam asta e sentimentul. Stați pe două căi ale vieții voastre, dar ce se întâmplă pe un taler strică ceva pe celălalt taler. Vă spuneam că ați putea bagateliza, să luați în ușor ceea ce se întâmplă. Poate e o metodă. Uneori a nu-ți bate capul, a te relaxa, cred că ăsta e cuvântul, a te relaxa în fața provocării ar fi mult mai ușor, să deveniți o pană în zbor, să nu încercați să conduceți voi avionul ăla, să lăsați să planeze, cam asta este, să vedeți unde vă duce. Deocamdată sunteți în plină furtună din anumite puncte de vedere, multă emoție, multe gânduri, de vă spuneam, e când sunt atât de multe, lăsați-le să se risipească. Nu prea puteți controla, nu prea depinde de voi și de-aia o atitudine de asta indiferentă, detașată, fără patimă, fără implicare, ca o vacanță în care nu te interesează ce se întâmplă, ar fi de preferat. Va trece. Norul ăsta va trece, se va risipi. În momentul când nu încerci tu să risipești stolul, imaginați-vă că vă atacă un stol de păsări. Apoi dacă încep să dai în stânga și în dreapta în pescărușe, mai rău faceți. E lăsați-i să zboare. Ce-or fi ei? Sau albinele. Da? Un roi de albine care vă atacă. Cel mai bine este să nu reacționezi. Da, cred că asta este atitudinea. De indiferență, de detașare, de somn, de nepăsare, până trece stolul sau roiul sau val. Că va trece. Nu rămâneți... Da, poate vă mai înțeapă un pic albinele alea cât timp zboară prin jurul vostru. Când intervine Lilith, s-ar putea să fie și niște mici înțepături și niște mici șicane și niște mici vânătăi, metaforic vorbind, dar ne încercând să le risipiți, acele albine, e mult mai bine. Să liniștesc apele de acum înainte. Dar acum trebuie să rezistați în această vânzoleală de mamă câte sunt pe capul vostru și care vă bâzâie în ureche, ca un roi de albine.